piața centrală a municipiului Târgu Jiu este invadată de comercianți ambulanți care vând fel de fel de produse gorjenilor care ajung aici. Din oferta lor sunt nelipsite pâlniile, cârligele de rufe, hainele la mâna a doua, parfumurile sau încălțările. Poliția locală ar trebui să-i alunge pe cei care vând ilegal fel de fel de produse, însă nu pot ține pasul cu bișnițarii. Îi amendează, spun ei, însă aceștia se întorc mereu în aceleași locuri. Conform bilanțului întocmit pe anul 2017, este faptul că au fost aplicate 66 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 32.500.000 lei, conform articolului 1, litera B, din legea numărul 12/1990 și 30 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 955 lei, conform articolului 3, litera C, din hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, numărul 19/2002. Dacă încălțămintea este așezată pe trotuar fără să existe acte de proveniență sau autorizație de la primărie, hainele stau atârnate pe brațele comercianților ca pe umerașe.